Da, da, da. Poftim? Da, 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 o să mergem la pădure și o să văd, o să văd cum pot să rezolv cealaltă parte. Da? Bine. Vrei să mergi pe lente așa, acolo pe lente, acum pe lente. Da, nu știu dacă... Hai că o să vin la tine la safari și văd după asta cum rezolv, da? Bine, hai, salut, cea cea. Nu e nicio problemă, o să caut o rezolvare. E... Ia uite ce m-a pus mai degrabă. Oamenii la masă acolo s-a dat peste cap. Aici intrăm pe canalul Bărbosu principal. El e format din 4 sectoare. E autostradă. Da. Bună, Florin, mă auzi? Mă scuz că te deranjez. Bună, Cristian. Vreau să te întreb dacă poți să-mi organizezi o masă pentru un grup de persoane în seara asta. Nu știu dacă... Bine, am plin, Cristian. Am înțeles. Bine, Florin, mersi mult de tot. Bine, bine, mersi mult. Thank you.
Mai încolo. Aici am ajuns la intersecția două canale. Venim de pe Bărbosul principal. În partea dreaptă avem canalul Cardon. În partea stângă avem canalul Bărbosul central. După porțiunea canalului Bărbosul central va urma o porțiune care se numește canalul Cunufe. Aici, dacă puteți observa, o să se facă și o trecere de la o apă la alta. Respectiv, asta pe care am venit este o apă de Dunăre, deci exact aceeași calitate ca apa din Dunăre, și aici vedeți că apa se separă, continuă o apă mai neagră, se numește apă de baltă la noi, este o apă foarte filtrată, din cauza faptului că în baltă e plin de vegetație care filtrează aluvionile, și are această culoare maronie de la rădăcinile plantelor. Și se văd plantele acolo. Da, da. Să vedeți că se vede frumos în apă. E mai limpede. În acvariu.